Bine credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate cu pace și sănătate și într-o toate bună sporire și păzește pe dânșii într-o mulți ani. Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să anul și la mulți ani poporului binecredincios român de pretutindeni. Deșteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte, în care te-a adâncirea barbarii de tiran. Ziua Marii Unire este bine însă și un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. Generația actuală și generațiile viitoare nu au decât de învățat de la aceste momente istorice, cu atât mai mult cu cât de atunci am traversat un alt moment crucial pentru națiunea română, 22 decembrie 1989. În acest an sărbătorim Ziua Națională, în anul premergător centenarului Marii Unire. Unul dintre momentele istorice de cea mai mare însemnătate care au consacrat deschiderea și atașamentul României față de principiile toleranței, respectului reciproc, bunei conviețuiri și respectului față de celălalt și mai ales față de cultura sa. Dumneavoastră, românii din comunitatea americană, de aici reprezentați un atu în relația bilaterală româno-americană și rămân convins că puterea unei comunități unite și coordonate este chiar mai mare decât cea a oricărui demers diplomatic. De aceea vă încurajăm în orice inițiativă să continuați motivat proiectele care implică participare românească în societatea americană actuală. Voi susține orice demers pentru promovarea intereselor României în Statele Unite, a intereselor comunității românești de aici, în spațiul american, apreciez, încurajez și respect munca, valoarea deosebită a numeroase personalități de aici, din diaspora, medici, avocați, arhitecți, ingineri, profesori, care prin rezultatele lor extraordinare ne fac să ne simțim mândri că suntem români. Și nu în ultimul rând, mulțumesc dumneavoastră, tuturor membrilor comunității românești de aici, pentru ceea ce face zi de zi în domeniul său, la locul său, în familie și în comunitate, cu partea sa de contribuție pentru ca România să fie o țară mai bună, mai prosperă și mai puternică. Așa e românul când se veselește, așa este jarul când îl bucurește. Yeah.
România să trăiască! Care sfinții o doresc, oamenii o prăznuiesc, la anul și la mulți ani!